Aproape 1 milion de oameni estimează autoritățile că vor veni să îi aducă un ultim omagiu reginei Elisabeta a II-a până luni dimineață, când vor avea loc funeraliile. Oamenii vor fi nevoiți să stea și 30 de ore la coadă. Aglomerația creată ar putea bloca însă Londra. Autoritățile avertizează că există riscul ca mulți dintre cei veniți special pentru a omagia pe regină ar putea să nu ajungă la Westminster din cauza blocajelor. Chiar acum mergem la Londra, acolo este colega mea Maria Coman, în special la Antenei 3. Bună ziua, Maria, ce spun autoritățile? Se fac ultimele pregătiri pentru funeraliile care o să aibă loc pe 19 septembrie. Bună ziua! Ziua de astăzi este una într-adevăr extrem de importantă pentru că este ziua în care va avea loc procesiunea de la Palatul Buckingham la Westminster Hall, acolo unde oamenii vor putea să intre să o vadă pe regină. Ora 16:22 cu exactitate este momentul în care regina va părăsi Palatul Buckingham pentru ultima dată. Traseul acesta, procesiunea aceasta va fi una în care vor fi puse în scenă toate simbolurile regalității, va trece pe lângă toate elementele importante ale casei regale și ale regalității britanice în drumul său spre Westminster Hall. În spatele sicriului se vor afla regele Charles al II-lea și de asemenea frații săi și sora sa, prințesa Anne, nepoții reginei, prințul Harry și prințul William, în timp ce se știe în momentul de față că regina consoartă, de asemenea noua prințesă de Wales, Catherine, prințesa de Wales și Meghan vor fi în mașini care vor merge separat în față fața convoiului. O procesiune militară care va fi condusă de un maior de origine română, Chris Ghica, este cel care i-a fost apropiat reginei și care de altfel a și condus operațiunile militare ale gospodăriei regale, dacă putem să-i spunem așa. Da, din punct de vedere organizatoric, totul este foarte complicat. Am văzut că oamenii s-au așezat la coadă ca să intre să vadă sicriul reginei încă de noaptea trecută, când a plouat torențial ore în șir. Ei au stat acolo, sunt oameni care au venit din Marea Britanie, din Statele Unite, de peste tot din lume, ca să reușească să treacă prin fața sicriului care, spuneam, va fi depus la Westminster Hall. Astăzi chiar și aeroportul Heathrow face modificări de zbor, astfel încât în timpul paradei militare cerul Londrei să fie unul liniștit, să nu fie gălăgie, pentru că toată această procesiune, care ar trebui să dureze 46 de minute, va fi una care se va desfășura în liniște, fără muzică, în semn de respect.